Bună tuturor, bine ați revenit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt ce produse am cumpărat de la Lidl. Am ceva produse. Habar n-am, nu știu de unde să încep. Să încep de aici, hai să încep de aici. Cu cele două cutii de lapte, 3,5% grăsime, așa, două cutii de suc. Unul este cu multivitamine și unul cu portocale. Avem și un Pepsi. Am luat un buchetel de lalele. De data aceasta le-am luat pe galben. Îmi plac foarte mult lalelele. Cred că v-am înnebunit cu lalelele mele. La congelate avem niște cârnăciori. Frankishe, ăștia sunt franțuzești. Pentru grătar. Pentru grătar i-am luat. Și aici avem niște cârnăciori din pui. Tot așa pentru grătar. Piept de pui, o caserolă și încă o caserolă tot așa cu piept de pui, dar este din asta mai întreg. Asta e mai porționat, așa cred că. Mai mic. Da. Probabil că asta este pieptul din interiorul pieptului, cum ar veni, și ăsta este pieptul de la din exteriorul da, din exterior. Bă, în fine. Avem aici și niște pătrunjel congelat de la Freșona. Pentru smoothie am luat din nou o pungă din asta. Avem spanac, mere, pere, pepene galben și struguri. Apoi am luat și niște creveți. Aceștia cred că o să-i fac cu legume ceva sau cu cartofi la cuptor. Ceva de genul. Astea vi le-am arătat. A, la ronțăieli. Avem două pungi de chio tortilla. Astea sunt cu gust de brânză. Și niște sticks-uri cu susan. Astea sunt chestiile pentru ronțăială. Apoi avem și niște mezeluri aici. Am luat și o sticlă de ulei de floarea soarelui. La mezeluri avem așa niște șuncă. Apoi am mai găsit de pui ceva afumat. Un fel de șuncă cu verdeață. Da, cred că este super ok și asta. Salam Dulano pentru pizza. Pentru copii... La pachet le-am luat iarăși cârnăciori din ăștia mici cu gust de pui. Ăștia cu ce sunt? Cred că sunt cu gust de porc ăștia, da. Și cu pui. Tot pentru copii, pentru pachet le-am luat niște brânzică din asta Domino. Am mai luat o dată și parcă le-a plăcut. Mâinile mea de vacă, asta o folosesc în general la omletă sau la o salată ceva. Mozzarella pentru pizza și cașcaval Gouda pentru sandwich-uri. Avem aici și un unt irlandez. Brânză de vacă nasta proaspătă. Avem iaurt pentru copii cu biscuiți din ăștia cu gust de unt. Și aici avem pentru Bia niște iaurt cu fulgi de ciocolată cu gust de banane. Un fel de iaurt simplu cu fulgi din ăștia... Nu spăr, original. Iar pentru Andrei am luat iaurt cu waffle. Neam, neam, neam. Astea îmi plac mie foarte, foarte mult. Fiecare cu gusturile lor. Activia am luat 4 cu quinoa și semințe de floarea soarelui. Așa.
Actimel de băut, 2 chefir. Am luat un mix de salată mediterană. Vreau să fac o salată, probabil că am să fac săptămâna asta la ceva grătar. 2 caserole de ciuperci. Una cred că o să o iau la grătar. Cred că asta am să o iau la grătar. Și asta am să o păstrez. Poate o să fac niște ciuperci la tigaie. Avem și niște roșii bio. Sunt Made Spania. Sunt destul de faine, sunt un pic moi și miros foarte fain a roșii. Avem și mere, 2,5 kg. Noi mâncăm foarte multe mere. Cartofi, 2,5 kg. Am găsit Barilla la ofertă, 70 ceva de cenți, parcă. Tortilioni, country, cu cereale. Astea de obicei le dau la pachet. Și avem Kinder Rigle, tot așa, pentru pachet. Sunt 10 plus 2, 12 în total. Pentru mine mi-am luat KitKat. Acestea îmi place foarte mult să le servesc la servici în pauză. Sunt foarte gustoase și îmi dă o grămadă de energie. Iubii meu și-a luat 2 ciocolate din astea de la Fincare. Nu. Iubii meu și-a luat 2 ciocolăți de la Fincare cu alune și stafide. Așa, și cine mai a rămas aici? Niște bulci. Acestea le vom lua mâine la grătar. Bulcuțe din astea așa albe. Avem niște brețel. Pentru micul dejun, astea le vom mânca cu unt. Și pâine feliată integrală pentru săptămâna ce va veni. Astea sunt alimentele, dragii mei. Acum o să vă arăt și chimicalele. Avem și ceva chimicale. Am cumpărat un box de șervețele din astea pentru buzunar. Floralis. Sunt 30 din astea, ori 10 șervețele din astea într-un pachet. Da? Și cu 4 straturi. Sunt foarte bune șervețelele astea. Am luat niște paduri din astea de la Sien, pentru că mi s-au terminat. Sunt 140 de paduri. Tot pentru mine mi-am luat niște șervețele umede pentru toaletă, pentru igiena intimă. 70 de șervețele sunt într-un pachet din ăsta cu mușețel. Să știți că sunt foarte bune, vi le recomand. Chiar curăță și împrospătează. Pentru bucătărie am cumpărat niște bureței de la V5. Sunt foarte buni burețeii ăștia și sunt abrazivi, curăță, ieftin pe de altă parte. Și niște lavete, bineînțeles, pentru că nu mai aveam. Sunt 6. Mi-am luat și o față de masă, în sfârșit am găsit. Am tot căutat peste tot și nu am găsit într-adevăr ceea ce îmi plăcea. Am găsit la Lidl, doar că este pentru masă rotundă, dar nu mă interesează, o să pun pe asta, pe măsuța mea. Am din mușama, dar este așa, o mușama mai de calitate și e cu floricele. E drăguțică. Pare așa veselă. Are 160 de centimetri. O să o vedeți într-un vlog cum arată. Apoi am luat așa pentru iubii meu niște ciorapi, ciorăpei era să zic, mă gândeam la copii. Am luat niște ciorapi din ăștia așa mai lunguți, 3 perechi și încă un set. Așa, niște lumânărele din astea cu aromă de vanilie, pentru că am cumpărat acest set de acest suport cu aceste 4 paharele în care voi pune aceste lumânărele ca să ardă așa pentru decor. L-am luat pentru decorul meu acolo unde filmez eu de obicei. Ca detergenți avem așa pentru toaletă un fel de Domestos. Ăsta este cu aromă de lămâie. Avem și clor.
Am găsit ceva pentru țevi. Am o problemă cu țevile, au început să miroase de ceva timp și tot am pus bicarbonat, oțet, tot felul de chestii, dar parcă nu au dat chiar așa rezultat. Am decis să iau o chestie de asta chimică. Este un gel care zice că desfundă și curăță în profunzime țevile. Chiar sunt foarte curioasă să văd cât este de bun și de eficient. Pentru mașina de vase am cumpărat o soluție de asta de pentru claritatea vaselor, clar spüler, și un detergent ăsta de vase de la Pril Sensitive. Cam astea sunt chimicalele. De fapt, toate cumpărăturile pe care le-ați văzut, dragii mei. Sper că v-au plăcut ce am cumpărat și că v-am inspirat cu câte ceva de pe aici. Nu uitați, bineînțeles, de like-uri. Așa, și nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canalul meu. Și, să-mi lăsați ceva sugestii în comentarii dacă vreți ceva anume să mai fac. Pentru că, da, câteodată sunt lipsă de idei, dar dacă mă ajutați și voi, atunci mă bucur foarte mult. Și cam atât, dragii mei, v-am pupat tare, tare, tare și ne revedem cât de curând într-un nou filmuleț. Pa!